deci astăzi avem o deosebită ocazie, avem o susținere de teză a colegului nostru, Roman Crăitor, teza de doctor habilitat, care activează în cadrul institutului nostru deja de mulți, mulți ani. De ce, cu permisiunea dumneavoastră, încep ședința și, pentru început, dau citire decizia Consiliului Științific Specializat DH-165-02-23-2 și referințelor oficiale aprobat conform decizia ANACEP din data de 7 iulie 2023. Componența Consiliului Științific Specializat. Mușmachiu Galina, doctor habilitat în științe biologice, confidențial cercetător, Institutul Zoologie, subsemnat. Nistreanu Victoria, doctor în științe biologice, confidențial cercetător, Institutul Zoologie, secretar științific. Dejanski Valeriu, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător, Institutul Zoologie. Nicoară Igor, doctor în științe geologo-mineralogice, conferențiar cercetător, Institutul Geologiei și Sismologiei. Și domnul profesor Cozar Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitat, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Referințe oficiali desemnați pentru ziua de astăzi sunt Codre Vlad, doctor în biologie, profesor, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, România. Curariu Dumitru, academician, membru titular al Academiei Române, Institutul de Biologie la Academiei Române. Și Dergaciov Valentin, doctor habilitat în științe istorice, profesor universitar, Institutul Patrimoniului Cultural. De asemenea, în sală sunt prezenți mai mulți colegi din cadrul Institutului Zoologiei și oaspeții noștri. Vreau să, în special, să mulțumesc doamnei director că a găsit posibilitatea de a veni la această ședință, membru corespondent, profesor cercetător Ungureanu Laurenția, doamna secretar științific Lucia Rilețchi, doctor în biologie, conferențiar cercetător, secretar științific al Institutului Zoologie, colegii din cadrul laboratorului domnului Proitor, colegii din alte instituții, dacă doamna Nistreanu mă ajută, că nu pe toți îi cunosc și încă lista n-a ajuns la mine. Vă rog să prezentați oaspeții. Da, participă domnul doctor Sergei Covalenco de la Institutul de Istorie și Arheologie a Moldovei. Da, ne pare bine că sunteți aici. Avem colegi din alte laboratoare, ceea ce ne bucură foarte mult. Și cam atât. Avem colegul nostru care face la fel doctorat în paleozoologie din Transnistria. Și, da, cam atât. Ați uitat de consultanțe științifice. Nu, 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 la ei că n-au știut. Să-i salutăm pe toți care sunt prezenți în sală. Ședința noastră se va desfășura în format mixt, fiindcă online avem referenții oficiali, domnul Codre Vlad, doctor în geologie, profesor de la Universitatea Geologie, Universitatea Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca și domnul academician Murariu, care de asemenea va fi online. De asemenea, online va participa la această ședință unul din consultanți, domnul Burgaljan Filip, doctor în geologie, profesor. La ședința de astăzi vom discuta teza domnului Crăitor. Pentru aceasta o să prezint pe scurt datele principale din biografia domnului Crăitor, Roman. Domnul Roman Crăitor s-a născut la 20 februarie 1971 în Rusia, regiunea Magadan. Studiile de licență le-a realizat la Facultatea de Biologie și Pedologie a Universității de Stat din Moldova între anii 1988-93. În anul 93 a fost înmatriculat la doctorat la Institutul Zoologie al Academiei de Științe pe atunci. A susținut teza de doctor în 1998 cu tema Cerbii plio-pleistoceni din Republica Moldova, semnificația lor paleozoogeografică și stratigrafia. Activat în cadrul Institutului Zoologiei între anii 1992-2006, în calitate de cercetător științific în laboratorul de paleozoologie. Între anii 2007-2013 a activat în calitate de cercetător științific superior la Institutul Patrimoniului Cultural din Chișinău, efectuând cercetări în domeniul zoologiei, arheozoologiei și paleozoologiei. Din 2014 până în prezent este cercetător științific superior în cadrul Laboratorului Vertebrate Terestre al Institutului de Zoologie. Între anii 2015-2018 a realizat studii în cadrul postdoctoratului la Universitatea Dmitri Cantimir a Academiei de Științe a Moldovei.
A efectuat cercetări paleozoologice în cadrul mai multor proiecte naționale și internaționale, a avut mai multe stagieri, granturi individuale în Marea Britanie, Italia, Franța, Grecia, Polonia, a lucrat cu 23 de colecții fosile din 12 țări, cele mai importante muzee din Europa. Domnul dr. Roman Țuitor va prezenta astăzi lucrarea cu tema Cervi din Miocenul Târziu, Pleistocenul Palearticul de Vest, Sistematica Filogeniei și Evoluție, elaborată de pretendent pentru obținerea titlului de doctor habilitat în științe biologice. Consultanții științifici ai tezii sunt domnul academician Ion Todiraș, doctor habilitat în științe biologice, Institutul de Zoologie, și domnul Brugal Jean Filip, doctor în geologie, profesor Centrul Național de Cercetări Științifice din Paris. Acum acord cuvântul doamnei doctor Mistreanu, secretar științific al ședinței de astăzi, pentru a ne familiariza cu actele din dosarul pretendentului. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai comisiei, stimați referenți, stimați colegi, vă aduc la cunoștință că dosarul domnului competitor dr. Roman Cărtor este complet și corespunde normativelor ANACEF și constă din decizia de formare a Consiliului Științific Specializat pentru Organizarea și Desfășurarea Susținerii Publice a Tezei de Doctor Habilitat. Teza este prezentă, cine dorește, noi putem să dăm o sală. Hotărârea seminarului științific de profil ad hoc și seminarul științific de profil specializat al Institutului de Zoologie, care a examinat teza și a înaintat unele obiecții și sugestii. Lista lucrărilor științifice este prezentă, de asemenea pot să vă transmit în sală, precum și suplimentul cu lucrările, cele mai importante ale domnului dr. Cruitor. Este prezent în dosar avizul pozitiv al unității primare, adică al laboratorului de vertebrate terestre, care a avut loc încă în 2018, avizele ambelor consultanți științifici, domnului academician Ion Todiraș și a domnului profesor Jean-Philippe Brugal. Este în dosar lista organizațiilor la care a fost expediat autoreferatul tezei, în două limbi, română și în engleză, deoarece știți bine cu toții că teza a fost elaborată în limba engleză, fiind de importanță europeană. Și această listă a fost aprobată la prima ședință a seminarului științific de profil. Dacă aveți întrebări la dosarul pretendentului, stimați colegi, dacă nu sunt întrebări privind dosarul și procedură, îi oferim cuvântul pretendentului la doctor științific, domnului Cruitor, undeva în jur de 40 de minute, vă rugăm să prezentați cele mai importante rezultate obținute în cadrul acestui studiu. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Deci, eu sunt gata să vă ofer tot ce eu am descoperit, lucrând asupra tezei mele. Deci, denumirea tezei cervii din Miocenul Târziu, cronologicul Miocenul, din Palearticul de Vest, sistematică, cronologicenia și evoluția lor. George Gilbert Simpson, în anul 1945, a spus că avem o mulțime de forme fosile de cer, însă este foarte dificil de a înțelege unde e poziția sistematică lor. Deși cerbii moderni sunt foarte simplu de aranja în sistema taxonomică. Și de atunci acest motto este de actualitate. Deci, cadrul meu, cercetarea este alimentată de zona palearctică de vest, care cuprinde toată Europa, Asia, Mijlocie și Africa de Nord. Asta a fost condiționat prin faptul că toate materialele care au fost, eu am studiat, provin din Europa mai mult, dar inclusiv și din unele țări din Asia,
Unitate și Africa de Nord. Deci, obiectivele sunt revizia taxonomică, lucru bibliografic, apoi studiul poziției sistematice, sistematică și relațiile filogenetice și relațiile filogenetice între forme fosile și moderne. Deci aveți pe bioharte, vedeți toate lista muzeilor care studiate, care sunt foarte importante, inclusiv Muzeul de Istorie Naturală din Londra, din Paris, din Florența, din Roma, și așa mai departe. Implementarea rezultatelor au fost publicate mai multe articole în reviste internaționale cu un factor și o monografie pe această temă, care timp de 5 ani are deja 43 de citații. A fost citat 43 de ori. Deci, metoda cercetărilor este un fel de algoritm care eu am aplicat la fiecare specie. Prima etapă cercetarea studiilor bibliografice originale, inclusiv și articole publicate în secolul 16, 18, 19. Revizia materialului original care e păstrat în muzeele, în colecțiile vechi în muzeilor europene. Apoi, studiu variații morfologice în cadrul variației ontogenetice și variații individuale. Tot a fost important pentru a înțelege importanța caracterilor diagnostice. Și verificarea tuturor procedurilor taxonomice care a fost pe parcursul discuțiilor speciei în literatura științifică. Și pe baza asta eu am propus diagnozele taxonomilor speciilor și genurilor corectate. Deci, aceeași metodă, algoritm a fost aplicat și la genuri. Însă, în acest caz, eu am studiat nu holotipuri, ci de specii de tip, de genotip. Și am analizat tot pasivul de caractere morfologice, datele pe caractere morfologice de toate specii care eu am studiat, și fosile, și moderne. Eu am analizat, utilizând clustering hierarhic, cu utilizarea utilajului paleontological statistics. Și am calculat cea carte singularity index. Este foarte util în acest caz, că noi facem codarea caracterilor, prezența sau absența caracterilor, 1 sau 0. Deci, așa arată programul care eu am utilizat și iată, vedem în tabelă, caracterele sunt prezente sau absente și ei calculează relațiile între specii și care au fost implicate în studiu. Cea mai interesantă descoperire, teza mea, asta eu am găsit holotipul cerbului uriaș. Pe timp de 200 de ani, sau 300 de ani, cât există această specie în științe, nimeni nu știa unde se află holotipul, adică piesa originală pe care a fost bazată specia. Eu, student literatura veche, din secolul 16, mai multe acolo. Am găsit că holotipul se găsește într-un castel
Bagul Castle, în Irlanda. Am contactat proprietarul de acest castel, dumnealui mi-a trimis fotografii și așa am putut să confirm prezența holotipului acolo. Deci, la un moment dat, eu sunt invitat să vin trebuit la dumnealui să studiez piesa. Lucrarea a fost publicată în revista Quaternary. Deci, a doua descoperire este un caz foarte interesant de specie haploidă, care noi am pus, am descris ca o tip de nouă gen haploidă Cerus din sudul Franței și Spaniei. Este o specie foarte specializată, cu coagule simplificate, care au numai două rate. Și după descoperirea noastră, mai mulți autori au început să atragă atenția la această direcție de simplificare coagulilor din Europa de vest. Deci, după noi, noi, să spunem, am finanțat o direcție în cercetări paleontologice în Cervide. Deci, rezultatele au fost publicate, primul articol în paleontologice Țaiși și apoi în istoricul biologie, o așam de jurnale reviste cu impact factor. Deci, iată cum arată, este chiar faimosul Mauricio Anton a propus o reconstrucție speciei și iată cornul complet, care a fost găsit în Franța și încă o descoperire foarte frumoasă din Spania. O altă descoperire interesantă, asta genul nou primutiacus, care noi am descris împreună cu domnul Zaharov și domnul Mărărescu, cadrul laboratorului nostru. Deci, pe baza materialului, noi am hotărât că ea aparține acest cer mic, de talie mică, de tip primitiv, aparține la un gen nou, care noi am numit primutiacus. Aici vedeți o imagine a reconstrucției care e propusă de inteligență artificială. Deci, rezultatele au fost publicate în Germania. Încă o specie nouă din la noi din Republica Moldova, dar și din România și din Ucraina, este Preilaphus australorientalis, care reprezintă un fel de... arată ca o cer lopătar, însă nu este cer lopătar, este o specie aparte. Deci, rezultatele au fost, iarăși au fost publicate în Germania. O specie foarte interesantă, Lucerus Rădulescu, numită după paleontologul famos român Constantin Rădulescu, a fost descrisă din Pleistocenul inferior din România și rezultatele au fost publicate în Quaternary și aici noi vedem reconstrucția speciei propusă de inteligența artificială. Încă o specie, Lucerus gigans, o specie uriașă, au fost descrise din Pleistocenul inferior din Grecia. În acest caz a fost dificil să propun reconstrucția speciei, pentru că materialele sunt destul de fragmentate. Însă specia este interesantă prin... este cea mai mare specie de cerc, care a fost descoperită în Europa. Avea vreo 700 de kilograme de masă corporală. Rezultatele au fost publicate în jurnalul Quaternary, care deja au obținut recent impact factor. Și încă o descoperire interesantă a fost descrisă Cerus canadensis, Combraicus, o subspecie nouă din masivul central al Franței. Deci aici este propus reconstrucția acestui forme de cerc în
reportajul pe Bistoceanu se creu, plăcea. Deci, rezultatele au fost publicate în revista Paleo World, e un captator din China. Toate analiza clustering-ul datelor diagnostice mi-a permis să facem legătură între specii fosile și, și moderne. Am publicat eu și cu colegii mei din Statele Unite și din Pakistan, am publicat o serie de articole, unde noi am pus împreună specii fosile din Asia și din Europa și specii moderne și am găsit care ar putea fi relațiile între aceste specii de cer. În acest caz, noi am utilizat datele filogeniei moleculare pentru a estima importanța caracterilor. Deci, asta a fost foarte util, pentru că noi am putut să aplicăm același aproș. Și la specii fosilie și la specii moderne. Deci, mai detaliat despre filogenie și taxonomia cerbelor din Pleistocenul târziu și Pleistocenul târziu. Simpson, care eu am citat la început, el a divizat cerbii în subfamilii mutiațină, deci cerb mici primitiv tropical, apoi cerbul de tip cerb nobil, subfamilia cervine, și împreună cu cervavitus și pliocerbus, și subfamilia rodopeline, deci cerbii americani, unde au fost grupate și Reno, și Alces, și Caprivul. Bislavokova a prelucrat sistema lui Simpson și ea consideră, domnule, ea consideră că cervavitus și pleocerus, de fapt, reprezintă, aici cu roșu, vedeți, reprezintă, de fapt, o verigă tradițională între munjat, cerb primitiv, de tipul mutiacus, și cerb modern, de tip cervus, ansis, dam și așa mai departe. Mai are și o altă specie care eu descoperit din Kazahstan, care se numește Pavlodaria. Vedeți aici, Pavlodaria. Domnia consideră că asta este prima formă de cerb de tip american, deci capriuline, care se găsește în Eurasia. Apoi, nu este clară poziția acestui cerb, Argarnocerus, care a fost considerat ca o specie primitivă care ducea spre Cerus Megalocerus giganteus. Deci, iată toate aceste momente care pentru mine sunt sub semnul întrebării. Brooks a propus cea mai recentă sistematică de cervidic. El a utilizat familia cervidului între subfamilia hidropotine, de cervii care lipsesc coarne. Apoi el a pus pe o cervinie, doc cervavitus, este cervii de tranziție, într-o subfamilie aparte, subfamilia hidrocervinie. Și apoi două subfamilii moderne, caprioline, cu caprioli rei și alces și cerbi din America, Americii, și subfamilia cervine cu cerbii care noi cunoaștem, Cernobil, Rusa, Axe și așa mai departe. Și, în finele, Pitra și colaboratorii a făcut o analiză amplă moleculară a cerbilor și el a constatat că există, de fapt, numai două grupe majore de cerbi. Cerbi telematometacarpieri
adică cerc de tip american, cerc capriol, capriolul și rienul și alte lucruri, și cerc plejul metacarpel, unde sunt cercul comun și dama și alții. Conform Pitra și alții, ei au găsit că cerbii care noi consideram primitivi, munteacus, de fapt sunt specii destul de evoluate și fac parte, împreună cu cerbus și cu dama, fac un grup de o subfamilie împreună cu aceste cerbi. Deci, despre subfamilia caprioline, e vreau să spun. Este foarte, o specie foarte interesantă. Acum, roșii, care am fost descrisă ca țăblavitus variabilis, de fapt, eu am pus într-un gen aparte metaticlățăs variabilis. Capoarele ei aseamnă foarte mult, de exemplu, cu Ivan Modern. Ceea ce este foarte... Specia a fost găsită în sudul Ucrainei și are o vârstă aproape 6 milioane de ani existat. Deci, presupunem că deja cerbii de tip american, de tip capriol, deja exista la noi în Europa. Puțin să vă explic ce înseamnă tenii metacarpali și plezii metacarpali. Aici vedeți Bruck în secolul XIX a descoperit că toate cerbi pot fi divizate în două categorii. În două categorii. Nu știu dacă eu. Două categorii. De cerc cu unde metacarpalienii laterale sunt păstrate, nu, au păstrat numai din parți distale, ca la Capriolus, de exemplu, Alcis, Aducaeleus și așa mai departe, și cerc unde metacarpalienii laterale au păstrat aici. Părțile proximale, ca cervus, dama și așa mai departe. Deci asta a fost o divizare importantă și e coincidă cu ceea ce au găsit geneticii astăzi. Deci aici, în Moldova, noi am avut genul Capriolus. Este o specie foarte abundantă în Pliocenul Moldovei și specie Procapriolus montaricus, de atât și numită, și are un aspect puțin ca specie din genul Axis modern, din Asia tropicală, dar e nu exact ca aceeași. E ceva mix între capriol, între caprioare și montaricus, de fapt, pentru că are aici, dacă vedeți, are aici adâncituri ca la Munteacus, ca la cer primitiv care marcau teritoriul. Aceste specii au păstrat aceste caractere de forme tropicale primitive. Deci aici e reconstrucția care eu vă propus. Problema genului Pioceras Materone e că nimeni nu știa, toată lumea cita această specie, nimeni nu știa unde poziția e sistematică, din cauza că toate imaginile corpului au fost bazate pe reconstrucția eronată, publicată de Godry în secolul XIX. Nimeni nu a verificat materialul original. Aici scanul din caietul meu, unde eu am văzut acest material și, de fapt, eu am văzut că ceea ce noi socoteam ca o corp complet, de fapt, a fost un fragment distal a cornului. Cornele acestei specii sunt mult mai complicate, iată reconstrucția. Și eu am mai găsit acolo în colecție o
specimenul craniu și noi vedem că el se aseamnă foarte mult cu Pavlodare Orlovii din Kazahstan, care Veselbokova deja a demonstrat că este o specie de tine metacarpiene, o specie de tip, care nu spun черпите американ, у вас то есть есть супервесует, мы можем тратиться на Америке, Америка не нож, Америка не зуб. De fapt, при паркурсу миоченного интерзейт мы амалут оншир в ориентации ларги диспетчей для чест тима, телематер картели. Și ceea ce a supraviețuit până acum în Eurasia, numai patru specii, Capriolus, Elan, Rian și Hydropotes, de fapt, reprezintă nimic dacă comparăm cu diversitatea ecomorfologică care noi am văzut, de la cele mai primitivi până la cele mai avansate specii. Comentarii despre subfamilia țării Cervini. Deci, despre Arbenoceros, care eu am arătat deja că nu este clară sistematică poziție sistematică cerului. De fapt, dacă noi ne uităm numai foarte bine la Rucerus Dvoceli din India, iată, este o fotografie, și ne uităm la cornul care a fost găsit în Pliocenul Franței, asta este asamnă, evidența asamnă. Iată aici și Maurice Anton a propus reconstrucția cerului. Noi vedem că este una și este evident că face una și aceea parte la o, de același gen. Deci eu am pus Arbenoceros rosardiei din Pliocenul Franței în genul Rucerus și ca comunitatea științifică și nu fie, să nu fie prea șocată, eu am menținut Arbenoceros ca subgenus în cadrul Rucerus. Eucladoceros este încă o specie enigmatică pentru că nimeni nu știa, iar coarne foarte bizare și nimeni nu știa cu ce se aseamnă. De fapt, coarnele se aseamnă cu Przewalskim albirostris, care o supraviețuit astăzi în munțile în Asia. Și această supoziție a fost confirmată recent prin cercetări genetice, care au arătat că Eucladoceros este foarte, este înrudit cu Cervus elaphus modern. Deci, Przewalskim, de asemenea, face, este înrudit, este cunoscut, este înrudit cu Cervus elaphus modern. Deci, problema cu cerbi de talie mică. Avem o mulțime de specii de talie mică care au fost de unii cercetători puse în același gen, genul Pseudodama. De fapt, analiza care eu am, caracterilor diagnostice care eu am făcut cu colegul meu din Statele Unite, noi am arătat că, de fapt, avem mai multe genuri de aceeași mărime și Dama și Metacerloceros, aici prezintă reconstrucția aspectului, care, de fapt, poate fi înrudit cu Metacerloceros, dar arată puțin ca axis din Asia. Și aici mai vedem că altă specie, Cervus nesti, este înrudit cu Cervus elaphus. Este un alt specie care a fost considerată ca pseudodama, deci dama falsă. De fapt, planul coarnelor, morfologia coarnelor, arată că e foarte aproape de forme primitive de cerbul elan modern. Și morfologia cranială, de asemenea, arată că este un cervus tip. Deci, fără dubii,
Noi am avut, deci prima apariție genului Cervus în Europa a fost parcursul Pleistocenului Timpuriu. Viva Megalocerini, aceeași problemă. Avem o mulțime de forme, detalii mari, însă, care toate au fost, la un moment dat, puse în același gen. Însă noi avem aici, vedem că situația e mult complicată. Megaloceros giganteus aici este mai aproape de Dama. Ceea ce a fost deja demonstrat prin studii genetice. Și spre regret, iată, genul Primogaceros, aici genul Primogaceros solidificatus reconstructiv, eu n-am găsit încă răspunsul la întrebarea unde este poziția sistematică a acestei specii, pentru că până la prezent, craniul complet acestei specii este necunoscut. Deci, în general, eu propun o sistematică, o schemă sistematică nouă, unde, care corespunde, în general, cu rezultatele studiilor genetice. Pe o parte, aici în roșu, vedem cerpii plesiometacarpieni, cu Cerosolaphus, Cursa, Timonensis, Cervanitus din China, din Asia, care a fost considerat că este înrudit cu Cervanitusul din Miocenul, din Europa. De fapt, Cervanitus din Asia, el intră între cerpii de tipul Sacerus. Deci, materialul chinez necesită o revizie. Așa, aici tot noi vedem, iată, Megaloceros și Dama mergem împreună. Munteacus, Munjac, tot mergem împreună aici, foarte bine. Și altele grupe, Patuchilevus, Viridian, Nianus din America de Nord, mergem cu Ranghifratorangus, Ranghifratorangus, Capriolii, merg cu Hydropotis inermis, cerbul fără coarnic, este foarte interesant și corespunde tot rezultatelor genetice. Leucervus, Materoni și Pavlodaria, tot sunt cazate împreună cu alții și alte forme cu fosilii. Deci, care e mecanismul? De fapt, noi am avut în Eurasia două focare de radiație evolutivă. Un focar care a fost aici în albastru, în Palearticul de Vest, unde noi avem o mulțime de forme fosile, în Miocenul târziu, și alt focar în regiunea Sino-Malaiană, în Asia Sud-Est. Unde noi avem o mulțime tot de specii fosile, specii fosile diversificate. Deci aici, pe parcursul epocii, diferitele epocii, de Pleocen și până la Pleistocen, noi vedem dispersiile speciilor în toată lumea, aproape toate continente. Problema că radiația evolutivă arcaică a cerbilor din Europa, din Palearcticul de Vest, practic a dispărut. Extinderea a fost o extindere masă, de ce eu încă n-am înțeles, poate că e schimbări climatice ceva. Și ceea ce au rămas numai fosilii din Miocenul târziu și câteva specii care au supraviețuit în partea estică a continentului, din Capriolus, Alcis, Ren. Însă, aceste cerbi aiteani noștri, să spunem, telemetacarpieni, a reușit să colonizeze America de Nord și America de Sud, unde rapid, foarte rapid, au dat o radiație enormă de specii noi.
Deci, din punct de vedere geografic, asta arată așa. Deci, două focare, unul aici în Asia, în sud, est, și unul în Europa, în Europa de est și în Europa de vest. De unde s-a început avansarea în Miocenul târziu, s-a avut avansarea speciilor în diferite direcții și colonizarea regiunilor zoogeografice. Deci, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim domnului doctor Croitor pentru această prezentare formidabilă și acum vă rog cine are întrebări la subiect. Roman, eu știu ce, ce o perioadă foarte interesantă a activității tale, atunci când ai câștigat concursul și ai lucrat colecția lui Tuve, Muzeul Istoriei Naturale. Ce acolo, prin ce te-a frapat această colecție a lui Tuve? Ce interesant acolo, unicalismul, ce constă e? Eu să vă spun că eu am fost impresionat prin calitatea de publicație lui Tuve. Asta a fost prima lucrare științifică pe cerc fosil și modern, unde paleontologul vestit, francez, a publicat datele de o calitate foarte, foarte înaltă. Date morfologice, analiză, asta tot a fost de o calitate extrem de înaltă, cu ilustrații de calitate foarte înaltă pentru epoca. Asta e, eu pot să spun că asta e prima lucrare paleontologică care a fost calitate enormă, științifică și de o valoare științifică. Deci asta, ceea ce am știut și asta m-a impresionat. Și când eu am lucrat cu aceste materiale deja, le-am văzut, eu știam că eu lucrez cu materiale, nu că simbolice, dar legendare deja. Materiale care reprezentau primele materiale științifice care au fost publicate într-o lucrare de calitate știință. Dar ai găsit ceva specii noi sau în colecții sau toate? Sau asta foarte, a fost foarte interesant pentru mine, pentru că eu am fost, a făcut revizia cerului din cerul gigantic, de exemplu, pentru că dumnealui Cuvier a avut la dispoziția sa un craniu de cer din Irlanda și dumnealui a numit craniul ăsta ca neotip de Ceros, Megaloceros giganteus. De fapt, ar putea să fie considerat ca neotip această piesă, însă descoperirile care i-au făcut în Irlanda deja sugerează că neotipul pierde statutul său. Asta a fost descoperirea taxonomică importantă. Și apoi, dumnealui a descris Rucervus, specie Rucervus duvațelii. Asta a fost una din lucrări care m-a împins spre idei că Arvernoțelos din Pliocenul Franței poate fi înrudit cu Rucellus modern din India. Și încă un material interesant, Cellus Guettardi, care eu am studiat acolo, e o colecție, dar o parte de colecție, dar nu e poate să păstrat. Și eu am văzut că această colecție aparține la Ren, nu se știa, și nu la Ren specific, dar la Ren obișnuit, însă toate coarnele aparțin la individuale juvenile. Și provin
dintr-un sit arheologic. I-am văzut acolo urmele de unealte pe, pe materialele acelea. Deci lucru care nu a fost constatat până acum. Bun, și încă o întrebare și nu mai pun. Sunt la mod acum lucrările care vorbesc despre schimbările climatice și ca cum ele influențează asupra diversității și populației unor specii. S-ar putea de găsit sau deja ați găsit, ați identificat în, în animale ca, ca monitorizarea speciilor fosile și istoricul lor. Ați aveți așa studii, ați găsit ceva? Eu, da. Eu cred că chiar și cum aveți ideea, că cunoașterea fosililor și istoriei speciilor poate fi foarte importantă pentru înțelegerea în ce stare se găsesc populațiile moderne de, de cerb și ce este necesar de făcut ca să le, să le păstrăm. De exemplu, Cerus canadensis din, din Asia Centrală, din, din Siberia de Sud, din, deci rapide, din Siberia de Sud, de fapt, areaul de, de distribuție de această specie, de fapt, reprezintă un refugiu. Un refugiu în, în condiții care se aseamnă foarte mult la condiții periglaciare care noi am avut în Europa. Deci, pentru a păstra această specie, noi trebuie de a, în primul rând, noi trebuie să să știm că asta reprezintă, este o specie aparte, nu este o subspecie a Cervus salatus. Spre regret, Cervus canadensis, morfologia acestei specii este foarte prost studiată. Noi, practic, nu știm nimic despre morfologia craniană, morfologia dinților, morfologia skeletică. Această, această informație lipsește în literatură științifică. Deci, este necesar de studiat această specie și de elaborat măsuri de protecție, ținând cont că Cervus canadensis este o specie aparte, este o specie foarte particulară și reprezintă o specie glaciară care o supraviețuit în condiții speciale, în refugiu, de fapt, în refugiu climateric. Găsim noi specii endemice sau relicte în fauna cervidilor în această regiune anume? Noi am avut mai multe, da. O mulțime pe parcursul ultimilor 5 milioane ani. Am avut o mulțime de specii endemice. Asta a fost particularitatea Europei. Și în Italia, și în Spania, când, mai mult în peninsulă. Când schimbările climaterice le împingeau în refugiile glaciare și acolo evoluau specii aparte sau subspecii. Special, insula spaniolă a fost foarte bogată în, în, în aceste forme endemice. Și asta e foarte interesant, pentru că insula spaniolă, de asemenea, mereu a avut o populație stabilă de oameni preistorici. Deci, coexistența speciilor endemice din peninsula spaniolă și oameni preistorici, spune, poate aduce niște răspunsuri despre condițiile în care trăiau oameni preistorici în această zonă și despre limitări ecologice care aveau oameni preistorici în Europa. Deci, asta e foarte important. În Moldova noi nu am avut teritoriul Ist Carpatic. Noi nu am avut specii endemice, pentru că Moldova a fost un fel de culoar biogeografic, unde faunele migrau din est spre vest sau spre sud, sau din sud spre nord, depinde de schimbarea climaterică. Deci, noi avem foarte multe specii, specii trecătoare. Să mai avem o, de asemenea specii endemice pe insule mediteraniene, mai multe specii care au foarte
modificație morfologic enorm. Și asta tot a fost o întrebare mare, cu ce specii au avut relații aceste endemici insulare, pitici, de fapt. Și metoda care eu am propus a permis să găsim relații între aceste specii endemici din insulele mediteranene cu speciile continentale din Europa. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt întrebări? Da, domnul Mircu, spune. Este cunoscut faptul că selecția sexuală este o exprimare particulară a selecției naturale. În urma selecției sexuale, la cervide a apărut dimorfismul sexual exprimat prin prezența sau lipsa coarnelor. Picătând în acest fapt, sunt cunoscute în familie cervidilor când și femeile prezicau coarne, nu numai masculi, ci greburi, doar masculi. În legătură cu aceasta, cum din punct de vedere paleontologic se explică acest lucru și care este deosebirea între vestigiile sub formă de coarne găsite în pleistocen, care ar putea să aparțină și femeilor, nu numai masculilor. Adică v-ați atras atenția la acest lucru sau nu? Da. Asta e o întrebare foarte interesantă. Într-adevăr, organul social foarte important sunt coarnele de la cer. Și importanța e enormă pentru că cerbii investează o mulțime de energie în creșterea coarnelor în fiecare an. Deci și sunt mai multe adaptații pentru comunicația între specifică, pentru combaterea între masculii pentru resurse și așa mai departe. Însă eu, în studiul meu, am găsit de asemenea o altă latură funcției coarnelor, asta funcția de protecție. Protecție de paraziți, cerbii din landșafturi mai deschise, de silvostepe, și de obicei au rază coarnului cea posterioară. Asta e stabil, solarien și la cerbi gancici. Și cel mai probabil această rază avea funcție de învătura paraziției de dosul masculilor, când ei sunt atacați, pentru că ciclul biologic al paraziților este adaptat cu ciclul biologic cerbilor, doamne, și ei atacă anume toamna. Deci și asta ajută masculilor de a se debarase. Debarasează. Da. Încă, însă, este un caz foarte curios, este că femeile larini tot posedă coarnele. Aici e o altă explicație, dar care țin de biologia renilor. Pentru că larinii foarte important este pentru supraviețuire. Este sezonul de iarnă când ei sunt nevoiți să sape, să sape zăpadă, să caute ceva verde sub zăpadă. Și deja a sapa o proabă pentru a găsi în hrană. Asta e investiție enormă de energie. Între mamifere, între animale și între cerbi tot, există fenomen ca cleptoparazitism. Deci, individ care e mai cernic, el vine în lătru beată femeie, de exemplu, care a săpat groapa ei și mănâncă ce ea a găsit. Pentru că femeile s-au putea să
să se apere de masculi care sunt mai puternici. Deci, în acest caz, coarnele s-au dezvoltat ca un organ de apărare și apărare resurselor de hrană la femeie. Și în acest caz, mai este o adaptație. Masculii, ei pierd coarnele la începutul iernii și femeile care sunt totuși mai mici și mai slabe, femeile păstrează coarnele pe parcursul perioadei de iarnă și le pierd numai în primăvară. Asta e adaptația pentru a proteja femeile contra cleptoparazitismul masculilor. Dacă se poate întreba de la mine, ați studiat și cercuri gigante și cercuri mai mici. Dacă ați putea să le spuneți diferența de masă corporală dintre cel mai mare cerc pe care l-ați studiat și cel mai mic pe care l-ați studiat la reconstrucție? Pe cel mai mare, asta e cercul din Grecia, care am studiat și l-am descris ca o specie aparte. Procerus gigans. Însă eu nu sunt sigur că aparținerea la genul e corect, pentru că materialul este foarte fragmentant. Foarte interesant este că această specie, enormă cum e, a fost 700 kg, a avut și membri, oasele membrilor foarte lungi. De fapt, este asemănă puțin cu girafa. Proporțiile membrilor erau cele ca la girafă. Deci, eu în chip, asta a fost o configurație geografică de tip savană și cerbul, fără girafă, și cerbii care s-au adaptat la condiții la care de obicei se adaptă girafă. Asta a fost prin un scurt timp în Grecia, și poate în alte regiuni, unde au existat condiții ecologice specifice. Și specia cea mai mică, continentală, asta specie pleocenici din Europa de Vest și din Moldova. Sunt două specii. Și ei sunt deja foarte adaptate, foarte specializate din punctul de vedere evolutiv. Nu sunt primitive. Pentru că noi putem gândi dacă sunt mici, sunt primitive. Nu, ei nu sunt primitive. Ei sunt venite din Asia, deja, a traversat toată Eurasia și s-au instalat în Europa și au evoluat niște caractere foarte avansate. De exemplu, există o specie poziția sistematică este neclarică. Cerus ursinensis, care are coarne foarte simple, o rază numai, însă poziția coarnelor este foarte avansată. Sunt divergente. Deci, acest caz necesită cercetări suplimentare. Și, la Nici, în Moldova, noi avem, din Pleocenul Moldovei, noi avem cerbi foarte mici, masă corporală de 15 kg, care au care au fost adaptate la condiții tropicale, forestiere. Și noi, iată, cu colegul meu, care e prezent, am descris o genă nou prin Muntiacus, pentru că el nu face parte din Muntiacus. Nu este Muntiacus ca atare, un Muntiacus, o specie destul de specializată, coarne simple, dar mai largi ca la Muntiacus, și pedicule, deci pe partea frontală care suportă combul, este destul de scurt. Deci sunt caracterii morfologice avansate. Mulțumesc de răspuns. Poftim, doamna doctor Gurițca. Deci, o întrebare. Dacă în cheză sunt impuse date,
bazat pe cercetarea pieselor fosilii din muzeul nostru, da. Institutul. Și dacă da, câte specii de cervi avem în muzeu din perioada dată care ne-a să studia cu miocenul târziu. Și a doua întrebare, tot faceți comparație datele noastre zoologice cu datele identificărilor genetice. Așa înțeleg că vă trebuie o probă minimă ca să o biologică care s-o dați spre analiză. Dacă puteți să-mi dați detalii care sunt, cum spun, ce măsuri trebuie luate ca o probă care o dați la așa tip de analiză să nu fie impurificată. Știu că sunt niște specifice. Eu, spirit greș, eu pot avea posibilitatea să fac anume cercetări genetice a fost genetice. Și eu sper că cea mea va arata direcția care noi trebuie să facem. Pentru că eu am găsit relațiile între cerpi fosilii continentale, ca din Pliocenul, din Pleistocenul, și cerpi endemici din insule mediteraniene, care au existat până la ocean. Deci noi avem un material noi, în Europa, savanții europeni. Avem un material foarte bun care conține material genetic pe toate insulele. Corsica, Sardinia, Creta. Noi avem o mulțime de materiale genetice și noi putem să, cu certitudine să găsim poziția sistematică a cerbilor fosili care existau în Europa, în Pleistocenul sau chiar în Miocenul european. Asta nu. Eu am folosit datele genetice pentru a verifica datele morfologice care eu utilizam. Când eu văd că, de exemplu, datele genetice arată că două specii sunt înrudite, dar eu aici văd că ceva... Noi. Ceva lipsește. Și mă gândesc, ce lipsește oare? Care caracter lipsește? Mai mult încă o dată. Și când văd, poate asta. Dar nici nu m-am gândit că asta poate fi important. Iată să încerc să pot în bază de date și să fac analiză. Și când fac analiză, deci e conform cu rezultatele genetice. Iată, asta a fost procedeul meu de analiză datele morfologice. La noi, în muzeul nostru din Institutul de Zoologie, eu am utilizat materiale din Pliocen, deci Procapriolus moldavicus. Asta specie m-a preferată, pentru că a fost prima specie la care eu am făcut revizia sistematică și taxonomică. Am publicat lucrare în 1999, articolul a apărut. Deci, și avem o mulțime de materiale pe această specie, chiar și băieții din Tiraspol, ei au fost o spuminte foarte bogat, care a livrat în cantitate enormă de care aparțin la această specie. Deci, Miocen și Tiraspol din Prundeșul Tiraspolian, este un material foarte interesant. Și mi se pare că e o necesitate încă de a fi studiat, pentru că mai sunt acolo niște lucruri care eu nu înțelegeam înainte ce e și acum văd. De exemplu, eu am văzut recent, m-am uitat încă o dată la un craniu, e detalii mică care eu credeam că este cerbul nobil, dar este straniu. Și că mă rog, mai că nu cerb nobil. Mi se pare că e o specie înrudită cu cerb gigantic, dar numai mai mică. Iată asta. Și încă din Paleolitică Moldovei, am avut noi, avem materiale foarte interesante și cu Tudor Obadă, noi, prin neașteptate, noi am găsit o specie nouă, iată, Cerus canadensis, care există astăzi în Eurazie, în refugiul în sudul Siberiei. Noi am descris această specie în Pleistocenul superior din Moldova. Iată, asta materialul care am folosit din Institutul meu.
mulțumesc. Dar câte specii, nu știți cât sunt muzeu, da? Cerbe. Încă nu știu, nu știu, pentru că materialele mai sunt și nu sunt prelucrate, da, sunt, trebuie de prelucrat, acolo este o mulțime de lucruri. Poftim, domnul Coară. Spuneți, vă rog, în ce măsură studiul dumneavoastră a confirmat sau a infirmat subdiviziunile litostratigrafice în deoseb pentru formațiuni plio-pleistocene, care au dat mult material fosil, care v-a prelucrat. La pleocen, da, la pleocen a ajutat foarte mult. Și grație materialului din preazorne, noi am văzut că a fost că Preolus Moldaricus, încă o dată, el avea o tendință de a avea o creștere masă corporală din pleocenul inferior până la pleocenul superior. Deci este un trend și noi înțelegem de ce deja, pentru că avem un material mare și asta poate fi utilizat pentru a caza deci straturile din pleocenul de sub carbulie, nisipuri din carbulie și din ucergan. Deci, da, asta fapt, cred că nu un material care poate fi foarte util. Mulțumim. Poftim, domnul profesor. Mulțumim, vorbim în rus. Pe drumul. У нас в археологии мы часто сталкиваемся с так называемыми молочными зубами оленей. Они в кладах, они в погребениях, они в стационях, они в поселениях. И их, насколько я знаю, всегда трактовали как молочные зубы благородного оленя. Лет пять назад из Казани один автор-археолог опубликовал работу, которая проанализировала материалы от мезолита до эпохи железа. И якобы он консультировался у специалистов археологии, которые уточнили, что это не благородный олень. Ваше мнение? Очень хороший вопрос. Спасибо. На самом деле... Я знаю, читал литературу, что это молочные зубы, даже молочные зубы в одном месте я читал молочные зубы северного оленя, которые использовались как жемчужевидные украшения. На самом деле это клыки благородного оленя. Клыки благородного оленя. Клыки? Да. У них сохраняют верхние клыки, у них нет верхних резцов, но они сохраняют верхние клыки. И их два, да? Да, два. То есть на каждого это... И они действительно имеют жемчужевидную форму, и они... То есть их правильно называют клыки. Это вещь, которую я каждый день в последнее время, так сказать, описываю погребение. Там украшают, не украшают. Клыки благородного оленя. Но это еще не все. Мы с моим коллегой, присутствующим здесь Сергеем Коваленко, значит, проанализировали клыки, вот эти вот первовидные украшения из кусалыц. И самое интересное то, что это фауна, которая содержит большое количество северного оленя, то есть это тундра. И причем северный олень тундровый такой, то есть это степь. Там были определены лось и косули, они на самом деле они там не существуют. Лось это был просто фрагмент рога северного оленя. Косуля это была ювенильная форма северного оленя. То есть это была чисто такая вот тундряная фауна. Но в качестве украшений там были вот эти были жемчужевидные клыки именно благородного оленя. Я сравнил с материалами из других местонахождений, из Балкан, из Центральной Европы, из других эпох, более
примером, это я же ошибиться нельзя, благородная река. Я сравнил размеры этого, этих украшений с клыками Вапити, Cervus canadensis. Он гораздо более крупный, и у него клыки крупнее. Этот, значит, то, что у нас косоуцев, это не Вапити, это именно благородная река. И это украшения, которые имели особую ценность из-за декоративной, или не знаю, там, вот это значение. И они были, скорее всего, принесены из южных регионов, да, из ледникового рефугиума на юго-Балкан, это Анатолия и Греция. Эти, то есть имеют культурные связи между южными популяциями или группами людей. И группами людей, которые обитали у нас, между речи. То есть, и поскольку эти декоративные артефакты, они имели особую ценность, то есть их, не знаю, их обменивали, их что. То есть мы сделали вот этот вывод, и мы опубликовали в Алмынии с Сергеем Коваленко эту статью год или два назад. Такая небольшая, кстати, если вас интересует. Нет, дело в том, что меня что удивило. При длительность процесса эволюции этих термидаев, а они у нас встречаются от палеолитика, а есть у вас Коваленко, который палеолит, по-моему, но с конца палеолита точно, и до эпохи бронзы, то есть как бы получается по вашей схеме, то есть там должно быть несколько разновидностей, значит, этих термидаев. Есть несколько, это точно, но облик совсем иной уже. Это благородная олень, единственный из группы цервины. И, как ни странно, у нас существовали в плиоценовой фауне два метакарпальных вида – это косуля и лось. То есть, на самом деле, фауна оленей она объединена сейчас уже в нашу эпоху. Но я вам хочу сказать, что это не необычно. Дело в том, что в Северной Америке фауна оленей, она была всегда очень бедной. Там всегда было 5-4 вида оленей, не больше. Здесь, просто здесь у нас в Европе ситуация, биогеографическая ситуация... Короче, да. Это корректное выражение, благородное оленя? Благородное оленя, корректное выражение. Все, спасибо. Мать Куленчия. Dacă nu mai sunt întrebări, eu ofer cuvântul doamnei secretare ședințele să ne aduc la cunoștință obiecții și sugestii expuse în avizul seminarului științific, în notă informativă a NACEC și avizele altor de cercetători referitoare la valoarea științifică și aplicativă a acelei. Stimați colegi, stimată doamnă ședință, în ședința seminarului științific de profil au fost înaintate destul de puține obiecții, care de fapt avea un caracter general, se referă la corectitudinea stilistică a tezei. De asemenea, s-a recomandat a prezenta mai echilibrat materialul pe capitole, a perfecta aspectul grafic al tezei și a ține cont de cerințele din ghidul de editare a tezelor al ANACEC-ului. Teza a fost apreciată ca fiind bună, cu 72 de puncte, la ultima ședință a seminarului științific de profil. După care dosarul a fost expediat la ANACEC, iar în urma studiului tezei de către experți, a venit o notă informativă, la fel cu mai multe obiecții pe care Roman le-a înlăturat până la sfârșitul lui septembrie, când a avut loc prima ședință a Consiliului Științific Specializat. Aceste obiecții, iarăși, se referă la tehnoredactare, conform cerințelor ghidului, de corectat un pic bibliografia, sursele să fie citate conform standardului ISO, de ajustat adnotarea în limba română și rusă, în conformitate cu varianta limba engleză, că expertul a văzut ceva diferențe în nu atât în exprimare și stilistică, cât chiar în conținut.
s-a recomandat formularea mai clară și mai succintă a rezultatelor obținute, care au determinat crearea unei noi direcții științifice. Adică competitorul n-a evidențiat această noutate. Și s-a recomandat divizarea capitolului 3, care era foarte lung, în cel puțin două capitole, și comasarea altor capitole, care erau destul de scurte și au putut figura ca subcapitole. Unele tabele au fost recomandate a fi trecute în anexă, deoarece erau destul de voluminoase. Romana a luat în considerație toate aceste obiecții și sugestii, a făcut modificările respective, care sunt prezentate, vor fi prezentate în dosar pentru anacec, sub formă de tabel. La fel a fost perfectată și teza, în conformitate cu aceste obiecții. Dacă aveți întrebări. Și până din data anunțului susținerii și a trimiterii autoreferatelor la organizații și specialiști interesați, au parvenit câteva avize de la specialiști notori în domeniul, anume, în domeniul acesta îngust, a faunei fosile de cerbi. În primul rând vreau să menționez avizul domnului profesor dr. Nicolae Spasov de la Muzeul Național de Istorie Naturală din Sofia, al Academiei de Științe Bulgare, este un specialist bine cunoscut în paleontologie. Dumnealui caracterizează teza ca fiind foarte bună și a evidențiat în mod deosebit două concluzii, două rezultate obținute, care l-a impresionat cel mai mult, și anume că subfamilia Pliocervinii este artificială și ar trebui abandonat această denumire de subfamilie, și concluzia că radiația evolutivă a subfamiliei Caprioline a avut loc în Eurasia de Vest pe parcursul Miocenului târziu. Aceste concluzii, rezultatele a evidențiat în mod deosebit, și la urmă menționează că, fără îndoială, această lucrare este necesită o apreciere, una dintre cele mai înalte aprecieri, și că va servi ca bază pentru cercetările viitoare al cervidelor din Eurasia. Mai departe, un aviz foarte interesant a parvenit de la o colegă din Statele Unite, Universitatea din Ohio, cu care domnul Croitor am înțeles că a lucrat în România, în Olteț, în Valea Râului Olteț. Domnei probabil a avut un proiect ce l-a atras pe domnul Roman ca unul din cei mai buni experți în cervide din Europa, și de asemenea recomandă teza ca fiind un document foarte important prin înțelegerea taxonomiei, filogenia și morfologie funcționale a cervidelor. De asemenea, a parvenit și o evaluare de la domnul doctor profesor Beidon, de la Institutul Paleontologiei Vertebratelor și Paleoantropologiei din Academia de Științe a Chinei. Adică se vede că domnul Roman Croitor, într-adevăr, a lucrat cu un număr impresionant de colecții din trei continente, cel puțin. Europa, America de Nord și Asia. Respectiv, are și aprecieri din toate aceste locații. De asemenea, apreciază pozitiv lucrarea și este de acord cu conferirea titlului de doctor habilitat domnului Roman Croitor. Din Grecia avem o revizie a domnului Athanasios Athanasiou, din care activează în cadrul Ministerului de Cultură Elen, de la fel paleontolog, și apreciază înalt lucrarea ca un studiu de înaltă calitate și recomandă pentru a fi evaluat pozitiv. Și în sfârșit avem evaluarea doamnei dr. Alexandra Van der Gier, sau Gier, nu știu cum e corect, se pronunță, probabil este din
așa, din Olanda, Bade Liden, și la fel apreciază foarte înalt teza domnului Roman Hăritoră. Pe parcursul cât am mai studiat materialele, am văzut citările acestei doamne, adică este într-adevăr un specialist notor în domeniul cervidelor fosile. Mulțumim, doamne doctor Mestreanu, și oferim cuvântul domnului Hăritoră, așa cum obiecții nu sunt multe, doar să-i spun mulțumesc la toți care s-au expus pe marginea acestui subiect, a tezei doamne. Deci, eu vă mulțumesc pentru atenție. Această teză a fost importantă pentru mine, pentru că eu vroiam să pun în ordine tot ce am colectat pe parcursul câțiva zeci de ani și ar fi regretabil să les materiale așa nepublicate, neanalizate. Și deci am făcut asta. Însă el a fost un lucru foarte lung și greu. Însă, singur eu n-aș putea să fac asta. Asta e clar. Eu mulțumesc că... Mulțumim le finarea să spun la sfârșit. Acum doar la avizii care au parvenit și la obiecții care au fost... Mie îmi pare foarte bine că colegii apreciază ceea ce am făcut. De fapt, eu nici nu știam, nici n-am citit. Secreția ați avut. Surpriză. Eu am citit. Doamna Van der Ghem a scris un apreciere foarte pozitivă și chiar o mare plăcere. Și domnul Bey, sunt toate specialiști foarte respectați în lume. Și asta mă încurajează. Să vă spun să sincer, asta mă încurajează. Eu îți mulțumesc. Atunci trecem la părerile consultanților și oferim cuvântul domnului academician să se expună pe subiectul și să ne caracterizeze pe domnul Hăritor ca cercetător. Vreau să vă zic că de data aceasta prezentarea domnului doctor habilitat de acum eu cred al Roman Hăritor vorbește de la sine și calitățile lui personale și calitățile profesionale sunt de evidiat. Îl cunosc pe Roman de la universitate, când a fost student la biologie. De atunci el se deosebea de ceilalți, pentru că este un serios care el lucra foarte mult însuși el pregătire. Și asta el a venit, are cunoștințe enciclopedice. Și faptul că dumnealui a avut acces la 23 de colecții cele mai răspândite cele cu mai autoritare, centre sau muzee și din 12 țări, vorbește de la sine. Și încă ceva. Au fost mulți participanți la eu de ce țin minte aceasta, ca să câștige un proiect pentru a lucra, avea onoarea să lucreze în Muzeul Istoriei Naturale, colecția lui Cuvier. A lucrat și a lăsat urme adânci că el acum mereu e căutat, mereu e solicitat. Și faptul că dumnealui de acum are atâția prieteni și a devenit expert, nu în arena noastră națională sau în regiunea noastră, dar internațional, în domeniul, nu numai a cervidilor. Dumneavoastră vedeți că când priviți la prezentarea dumnealui, el de acum se imaginează, vedeți că el gesticulează, el vede de acum specia și când l-a întrebat domnul Dergaciov, doctor Dergaciov, referitor la colții aceștia, sunt așa, el de acolo îi vede și dintr-un colț el îți construiește un cer nou și frumos. Roman, eu chiar mă bucur că am ajuns, fiindcă eu credeam că o să mai întinzi el. Vedeți cum el răspunde, că el mai are de lucru, că mai are de făcut, nu știu ce. E foarte responsabil și materialele care sunt scrise iese de sub penița. Te impresionează. M-am succes și tot ceea te admiră și sunt bucuros pentru tine, familia și prietenii tăi. Mulțumim, domnul Tănicean. Este domnul Brugal Pifir.
Este domnul Galamani? Sau... Da. Este, da? Un mic cuvânt sau... Da, spune-te, rog, că nu e în primul moment, o să... Monsieur professeur Brugal, est-ce que vous nous attendez? Docteur Brugal, est-ce que vous nous attendez? Oh, je pense qu'il ne nous attend pas. Non, non, nimic. Poate dacă e parcurs o să... Da. Da. Nu, Eliam a vizut. Da, da. Dacă poate un mesaj să trimiteți online, în caz dacă dumneavoastră se eliberează, să vă mă scrie două cuvinte online, în caz dacă dumneavoastră vede mesajul, să intervină. Până când... Dar deoarece el a prezentat în scris, dacă o spate se include, să-i auzi în voce. Da, asta am zis. Bine, stimați colegi, dacă trecem mai departe cei situații, cât doi referenți oficiali sunt online, înseamnă că îi propunem, îi dăm cuvântul celui care este prezent în sală, domnul Dergăciu Valentin, domn profesor, dacă dumneavoastră doriți, ca referent oficial, până când facem legătura online. Da, dar vă trebuie să stați pe loc, dacă mai ne... Aruncați-o! No! Să nu cumva să anunați tablurile și să... Eu sper că auditoriul va fi liniștit și calm, altfel. Suntem cum ești, domn profesor. Să te lucrezi în rusă și o să vorbesc în rusă. Deci e bezmen narrat. Și uite o parne, de unde am posadili в это кресло официально и довели его до этой процедуры. Почему? Когда я вспоминаю имя Протору, или изредка вижу его, я вспоминаю лихие 90-е годы. Когда все или почти все заседания Президиума Академии наук заканчивались плаксивыми «Новин тинери, тинери нус трандаштинцу». Но вот появился этот молодой Ройтор, те же годы, обратился в свой институт, его не взяли на работу. Хотя еще студентов его привлекали. Я знаю ситуацию, и знаю, и имел беседы. Это Анатолий Давид, который, видимо, счел нужен все монополизировать в этой археологии молдавской. То есть настолько монополизировать, что когда приехал из Берлина Пеники, проверить его выводы по Сакаровке, это поселение, что в Чехии, да, нашей эры, где в одной публикации он написал, что лошадь домашняя, а в другой написал, что она дикая. И этот немец приехал специально, чтобы увидеть материал коллекции, благ одной из достоинств. Давида он сохранил многие коллекции, выборочные, многие другие просто потерялись. Он отказал ему. Как потом отказывал знакомство с материалами тому же Крайтору. И тогда, то есть когда ему отказали, я ему предложил в археологию, потому что он с молодой никогда не был археологом и антропологом, но за исключением Давида. Но вы знаете, у Давида, насколько я знаю, там более 200 работ, но только две небольшие статьи такого общего синтетического, синтезирующего характера. Но с условием, конечно, обеспечения определения остеологии. Ректор согласился, и я его принял тогда институт археологии, потом культурного наследия. Он обработал все коллекции, доступные тогда. С трудом таки добрался до Сахаровки, поскольку это были мои раскопки.
я включился в этот конфликт, ну, чтобы Давид открыл ему Артикалевич. И он выполнил наши интересы, но при этом я знаю, что он интенсивно работал и в своем направлении. Ну, до определенного момента это было, потом и с моего совета сказал, слушай, катись ты туда, на запад. Он поехал, так защищал там докторскую, умудрился жениться. А сейчас вы его берете на полставки. Точно такая же история была с генетиком, с московским образованием, с генетиком в Кичуневе, специальная подготовка. Я его взял на работу, антропология определенная. Сказал, пошел подальше от Молдавии. Поехал, защитил докторскую, вернулся. И более 10 лет работал в скорой помощи. Сейчас работает в Национальном музее, ответственный за коллекции антропологические. Я к чему это напоминаю? Вот так институты молдавские остались без нового поколения толкового перспективного специалиста, а сейчас вот ангажируйте на полставки, потому что жена там, а дети есть, Рома. И он, тем более, значит, не вернется. И все это последствия вы знаете и хуже меня. Дошли до того, что нас институты академические, то Министерство образования и спорта, то Министерство культуры. Но послушайте, но вы знаете, я понимаю, что здесь политиков нет. Функции Министерства культуры, и спорта же. И Министерство образования совершенно одни, а функции академической науки абсолютно другие. И, кстати, когда я стал впервые выезжать еще в конце советского периода, я особенно интересен в 90-е, я беседовал с немцами, англичанами. Они с завистью говорили о советской академической системе. Вы там предназначены, хотите наукой, идите в академию. А мы тут 70-80% теряем на воспитание и перед отпуском или выходным занимаемся наукой. Совершенно другое дело в Америке, но на то Америка и впереди всей планеты. Значит, вот такое у меня напоминание. Все это кончается, еще неизвестно. Я сейчас на пенсии, но я не могу быть перед Алексеем, да, докатиться до академии. Но. Сейчас ближе к делу. А, кстати говоря, с нашим сотрудничеством с Крейтором. Меня интересовала проблема соотношений, ну, вы знаете, в остеологии есть определение по числу особей и по числу индивидов. А это время, то есть 90-е, там, значит, новый, весь предшествующий период, все, ну, после работы Цалкина считается основателем остеологии, советской, и, соответственно, российской теперь. То есть определяли по этим двум показателям. А 90-е, почему мы дискутировали, потому что Антипина, заведующая, я не знаю, там лаборатория, он отдел при институте археологии московском, ученица Цалкина, в юбилее 80-летия Цалкина обвинила Цалкина в противоречии и непоследовательности. Он отмечал вот противоречие между показателями по индивидам, но в своих двух основных монографиях пользовался понятием индивид. И меня удивило, что это заведующая, ну, имперская лаборатория не понимает одну вещь. В интерпретации, в реконструкциях экономики, животноводства
чем оперирует? Число голов, а не число костей. Понятие число костей это для биологии, для зоологии, но не для социологии или экономики. И я бы вам так увлекся, что даже написал монографию. Я вещи тут хвалебных отзывов нет, но я еще подожду 15-20 лет и, может, потом предъявлю на защиту докторской зоологии. Так. Значит, ближе к делу. С молодости, после окончания Ленинградского университета, я всегда и до сих пор интересовался теорией, методологией, системный подход, потом с энергетикой. Ну, сказать, системный подход, у меня был случай, когда на Российском академии наук, один из академиков упрекнул меня. Что системы, это все устарело. Сейчас энергетика. Удивило, потому что ты говорил академик. А известно, что синергетика там с антракторами и реципиентом дополнила то, чем не могла не может расшивать системный подход. Дополнила. Но системный подход как был, так и остался. Так вот, с точки зрения вот этих перечисленных дисциплин, они обязаны для всех, и для биологии, и для искусствоведов, и для археологов, и прочих других наук. Что они предполагают? Тут я, кажется, их по пунктам разложил. Значит, прекрасное владение проблематикой, имеется в виду историография, состояние проблемы, прекрасное владение источником, применение адекватных методов по отношению к объекту исследования. Объект всегда будет меняться, проблема останется. Но методы разные. Определение тенденций или закономерности, в конце концов. И потом выводы. Осмысление, синтез. Сейчас я обращусь к работе с моей точки зрения, к Рейтору, хотя мне трудно обратиться к его работе, потому что он настолько все четко разложит все это по полочкам. Главные выводы. Да, что мои. Значит, по крайней мере, мои сторонние впечатления. Историография. 460 позиций литературных. Я даже попытался. Но! Из них значительная часть последние 20 лет, то есть актуальные работы. Я даже пытался их посчитать, два раза пытался, но сбился с счета. То есть это, ну, это и сегодняшнее выступление, очевидно, что он прекрасно владеет всей литературой, которая отражает материал, носит себе и историографию самую проблему. Материал. Можно, покороче, профессор из Франции присоединяется. Он нас не понимает, поэтому нам сложно. А, ну поэтому ему скучно. Но румынский аллергия на русский язык. Значит, материалы, ну вы видели Хартум от Китая, но я не знаю, а в Африке там, по-моему, не было точки в Африке. Поэтому говорить о книге надо. Методику, опять-таки, если хоть очень детально расшифрованы, ну, это как в археологии, знаете, есть особенности, это через типологию, а потом соотношение, то есть корреляция, взаимосочетаемость и прочее, прочее. В конце концов, мы выходим на три главных диссертации. Это разнообразие, мне даже трудно читать. Телеметакаскопаль. Вторая. Плейсиометрокопаль. И потом еще эволюция оленя. То есть вот тот обобщение, синтез, который при хорошей работе, знании материала, методики, вгоне-неугоне вот эти тенденции, ввиду закономерности, которые есть
потом превращается в переложение полученных результатов во всей вертикали, горизонтали и сущности. И все это детально уже излагается в 6 главе «Палеогеография линии западной зоны». Палеофактические зоны это будет тоже. О значении работы, думаю, особо уже это и прозвучало, и думаю, еще прозвучит. Это теоретическая часть, так по сути, если взять историографию, это совершенно новая парадигма. Там получается 95-2000, последняя большая работа. А сейчас все же 23-й год, и всякая парадигма обычно 10-15 лет. Это очередной этап новых знаний, которые ложатся в основу последующего исследования. Значит, соответственно, эти общие разработки идут на пользу собственных специалистов, это важно для вуза. Музей ведов, значит, все эти определения. Но здесь не могу подчеркнуть ее значение для археологии. Значит, во-первых, олени с палеолита до энеолита, то есть восстановление комплекса животноводчества, комплекса домашних животных, был главный объект охоты, который обеспечивал пропитание, значит, человека. Вторая позиция, поэтому она одна из самых многочисленных категорий артефактов в археологических раскопках. Вторая – это особые свойства эластичности оленьих костей, которые из-за чего они очень много используются как орудие труда, как оружие, как украшение. И третье – вот те самые зубы молочные. Вот интересная фамилия. Скоробогат, фамилия, из Казани, сделал статью, где собрал все материалы от мезолита до ранее Железного века, проанализировал и пришел к убеждению, это, кстати, у вас тоже прозвучало, это, по сути, не украшение, а престижные украшения, которые символизируют особый социальный статус владельца этого. И вот для примера правильной такой интерпретации я напомню у вас Горбунский клад, музей этнографии, витрина на входе в музее. Значит, сколько цифр, быть точными. Значит, это ранее неолит, это 5-е тысячелетие до нашей эры, начало обработки меди. 40 металлических предметов культового характера, антропоморфные стелы, плоские. Температурные режимы еще не освоили, чтобы рельеф, поэтому делали плоские кузнечные методы. 400 штук украшений, спондилус, где спондилус, родина, Средиземноморье. И 124 молочных зубов оленя. Я беру соотношение по ценности, социальной ценности. Первый металл, спондилус из Средиземноморья, и зубы, я не знаю, сказать, олени были отсюда, или, я не думаю, что они ездили за Карпат или туда. То есть подтверждает вот эту мысль, поэтому, естественно, для нас все эти дела с вашими терминами всегда будут мучить нас. Мои выводы. Работа Романа Фриктора выполнена по исследовательским планам Института зоологии. Представляет целое законченное исследование, имеющее принципиальное теоретическое прикладное значение. Полностью соответствует требованиям к диссертационным на сечении звания доктора наук. Значит, соответственно, с моей точки зрения, автор, ее автор, Роман Кректор, по справедливости заслуживает
искам от звание доктор хабилитат в области зоологии. Когда я писал свои отзывы, я не знал, а сейчас уже услышу. Мне приятно, что мое мнение вполне согласуется с мнением очень авторитетных специалистов в этой области. Спасибо за внимание. Спасибо. Месье Бругал. Oui, vous m'entendez? Vous pouvez donner une petite présentation à votre disciple, je ne sais pas comment vous dire, à Romain Fouetton, pour votre étudiant. Oui. Oui, s'il vous plaît. Oui, je vous remercie. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, oui. Je peux parler en français, or, if you want, oui, bien sûr. Vous pouvez parler en français. Bon. D'abord, je voudrais chaleureusement remercier l'Académie et l'Institut de zoologie pour m'avoir invité à participer à ce jury. Et je remercie également Romain de m'y avoir convié. C'est vraiment un grand privilège d'être parmi vous, parmi vous, de manière interposée, aujourd'hui. C'est un grand moment pour moi de voir Romain présenter son travail. Je connais Romain depuis plus de 20 ans. Je le suis régulièrement. Nous avons travaillé ensemble sur les associations de grands mammifères du quaternaire. Et je connais sa grande compétence et à divers niveaux. Aujourd'hui, je vous présente donc un nouveau modèle phylétique de la famille des Cervidés. Qui est un peu révolutionnaire quelque part. Il y a énormément de remises en question au sujet d'un certain nombre de taxons. Et je suis sûr que ce travail va faire débat auprès de notre communauté. C'est vraiment très impressionnant. Il faut réaliser le nombre d'instituts dans lesquels il s'est rendu pour étudier de nouveaux matériels. C'est un globe trotteur, Romain. Il connaît la communauté paléontologique, zoologique parfaitement et il nous présente un travail qui est vraiment très, très important. Je suis impressionné par le travail présenté qui est basé à la fois sur une bibliographie up-to-date, qui est vraiment à jour de tous nos collègues qui travaillent sur ce groupe, mais également impressionné par sa production scientifique qui est de et je considère Romain Fouetton comme un des, si c'est pas le grand spécialiste de cette famille des cervidés à l'heure actuelle. Il a réussi en plus à faire le lien entre l'Est et l'Ouest, connaissant parfaitement la bibliographie des deux côtés de notre Europe. Donc, et il aborde des disciplines, paléozoologie, bien sûr, paléontologie, mais écologie, l'éthologie, l'archéozoologie, c'est vraiment impressionnant. Donc, il ne faut pas oublier que Romain n'est pas seulement spécialiste des cervidés, mais qu'il a également une grande connaissance d'autres groupes zoologiques tels que les bovidés, les grands bovidés. Je vais quand même faire un petit commentaire et une remarque, Romain, par rapport à tes analyses, des cluster analyses basées sur l'indice de Jacquard. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur indice à utiliser. À l'heure actuelle, il y a des approches cladistiques qui utilisent ce genre de données binaires. Présence, absence, qui pourrait être mieux adapté à ton propos. Ce propos de révision de cette famille qui est très compliqué, très très compliqué, ouais, qui est essentiellement basé sur les morphologies, la biométrie du crâne, des dents un petit peu, et surtout des bois. Bon, les bois, c'est une formation déciduelle chez les cervidés, et elle présente une grande variabilité
et qui pose vraiment des problèmes d'interprétation, pour être des études ou des aspects de ton projet. Moi, je regrette un peu dans ces analyses que tu nous as montrées, les clusters, que tu n'aies pas intégré la dimension chronologique. Je pense que c'est le travail qui devrait être fait, que tu devrais faire, mieux intégrer la dimension chronologique, parce que je trouve que ça manque. J'ai lu avec un grand intérêt ce travail, vraiment, de nouveau, je dis que je suis très impressionné de toute mon admiration pour toi et ta compétence. Tu as des qualités artistiques également, hein, tu fais des dessins superbes, il faut aussi le souligner. Je ne vais pas me prendre trop de temps, mais vraiment, je considère Romain, je suis très fier de l'avoir, le connaître et de travailler avec lui. Et tu mérites grandement cette reconnaissance et cette humilité. Je te félicite personnellement pour ce travail et ton amitié. Merci. Et merci à tous. Merci, monsieur professeur. Nous avons aussi à remercier vous pour votre travail avec Romain et pour votre présentation d'aujourd'hui. Ok, am terminat cu conducătorii. Deci trecem la ceilalți referenți oficiali care au rămas în listă. Domnul academician, dacă este pe filmul Murariu. Domnul academician Murariu, ne auziți? Da, vă aud. Da, puteți... Se aude? Da, noi vă auzim. Se aude? Bună, da. Bună ziua! Bună ziua, vă oferim cuvântul. Poftiți! Vă mulțumesc, doamna președintă a Comisiei de Abilitare, pentru acordarea cuvântului, în primul rând pentru invitația de a referi asupra tezei doctorului Croitor Roman, în vederea abilitării. Sunt onorat de această invitație și vreau să spun că ați început frumos deschiderea acestei sesiuni prin menționarea că astăzi la Institutul de Zoologie din Chișinău este sărbătoare. Este o sărbătoare pentru că se cinstește munca de mai mulți ani. Am fost onorat în 1998 să fiu invitat de conducerea Institutului de atunci la susținerea publică a tezei de doctorat împreună cu regretatul paleontolog Costin Rădulescu, membru corespondent al Academiei Române, și în legătură cu acest nume vreau să spun că doctorandului îi face cinste, nu doctorandului, candidatului pentru abilitare, îi face deosebită cinste că a desemnat o specie Rucevus rădulescui în 2018 lui Costin Rădulescu, care de asemenea a fost referent oficial în acea comisie. Sigur că mă adresez tuturor celor prezenți în sală, l-am văzut pe profesorul doctor abilitat Tudor Cozarie acolo. Iată domnul distinsul profesor Jean-Philippe Brugal, care a prezentat, să spunem, aprecierile domniei sale asupra tezii, și sigur că spusele, referirile domnului academician Tudelaș sunt poate că cele mai, să spunem, pertinente, pentru că a coordonat pregătirea tezei de abilitare a doctorului Roman Croitor și în mod necesar, în mod inevitabil, voi repeta poate unele din afirmațiile, din formulările conducătorului științific. Vreau să spun că sunt de acord cu atingerea laturii practice
a tezei pe lângă cercetările fundamentale, deosebit de importante, laborioase, s-a menționat de mai multe ori că au vizitat mai multe colecții, din 23 de colecții din 12 țări, dar pe lângă cercetările acestea, de importanță, repet, științifică fundamentală, cervidele au și un, cele actuale, cele moderne, bineînțeles, au o deosebită importanță practică, economică, cinegetică, ceea ce explică ce cunoaștem că au fost reprezentări ale siluetelor și cervidelor în principal și altor specii de viețuitoare în picturile murale din vestitele peșteri de la Altamira, Manon Lescaut și altele. Aș vrea să nu abuzez de timpul dumneavoastră. A fost o prezentare de excepție, aș putea să spune, aș putea să spun. Eu am constatat, citind teza, că pentru prima dată s-au făcut cercetări complexe ale cervidelor fosili din Europa și Africa de Nord, iar rezultatele cercetărilor asupra materialelor fosile incluse în teza de abilitare a domnului Croitor Roman, provin din viziunea și studierea celor mai importante colecții paleontologice din Europa. Mai mult, este prima teză de doctorat dedicată studiului taxonomic și sistematic al cervilor fosili din perioada geologică de la vârsta miocenului târziu până la pliocenul târziu din întreaga zonă a Palearticului de vest. Autorul tezei a efectuat revizia holotipului și altor exemplare tip ale speciilor. Am menționat deja dedicarea unei specii noi, nouă pentru știință, fostului paleontolog român Costin Răgulescu. Aș vrea să mai spun că această teză corespunde, după priceperea mea, tuturor rigorilor de structură științifică și cu recomandări practice pentru ocrotirea cervidelor celei de astăzi și că teza este, cum s-a evidențiat deja în prezentările anterioare, în conformitate cu ghidul pentru redactare, pentru editarea textelor, tezelor de abilitare. Vreau să trec foarte repede peste partea de analiză pe capitole, fiecare cu un titlu care se regăsește în dezvoltarea mai extinsă sau mai restrânsă a celor titluri din 6 capitole și m-aș opri la partea din teză dedicată concluziilor generale și recomandărilor care reprezintă ideile de bază ce reflectă analiza rezultatelor științifice obținute de autor cu evidențierea importanței cercetărilor taxonomice de paleontologie, reușind să explice noi relații filogenetice, relații de înrudire ale cervilor fosili cu cei actuali și explicând diversificarea lor evolutivă din miocen până în pleistocen. Un număr de 458 de titluri bibliografice, cu monografii și lucrări de referință pentru paleontologie, multe din ele publicate după anul 2000, sunt convingătoare asupra aprofundării documentării doctorului Roman Croitor, unul dintre puținii specialiști paleontologi valoroși din sud-estul Europei. Academicianul Ion Toderaș spunea că autorul tezei este în stare, domnul Croitor, ca găsind un corn de un cervid, poate să reconstituie silueta animalului, a care a existat altă dată. Îmi aduc aminte de un aforism lansat de
Cuvier, Georges Cuvier, marele anatomist, care spunea, dați-mi un dinte și voi reconstitui întregul animal. Roman Floitor este Cuvier al Moldovei și al sud-estului Europei și chiar al lumii, pentru că, iată, are atâtea relații și în Europa și în Asia, dar a studiat și material din Africa de Nord și colaboratori din America cu care a dezvoltat o serie de cercetări, de investigații. Eu aș trece la o scurtă concluzie pe baza analizei care am menționat-o în referat și aș spune că teza este o lucrare cu un profund caracter științific, cu deplină concordanță între titlul, scopul și obiectivele propuse de domnul doctor Roman Floitor, în care dumnealui, autorul, a reușit să clarifice taxonomia sistematică, evoluția și paleogeografia cervidelor fosile. Corespunde teza întru totul cerințelor rigorilor regulamentului Agenției Naționale din Republica Moldova de asigurare a calității și în educație și cercetarea din țară, motive pentru care sunt de acord, propun și susțin conferirea titlului științific de doctor habilitat în științe biologice la specialitatea 16502, zoologie, domnului doctor Floitor Roman, cu felicitări pentru, să spunem, dedicarea domniei sale, pentru încrederea care a avut-o în eforturile permanente, a realizat o teză, aș spune, de referință cu tema aleasă și va fi, desigur, în viitor și dumnealui un distins specialist capabil să îndrume tinerii care vin din urmă pentru cercetările paleontologice, zoologice, sistematice, ecologice, asemenea, să spunem, amplitudinii studiului pe care l-a elaborat Roman Floitor. Felicitări și conducătorului de doctorat în cotutelă cu distinsul profesor Brugal și pentru toți cei care au intervenit din sală în sensul aprecierii, dar și al sugestiilor care le-au lansat cu ocazia prezentării acestei teze. Vă mulțumesc și încă o dată felicitări! Mulțumim mult, domnul academician, și vă mulțumim și dumneavoastră că ați acceptat să fiți referent la această teză și ați prezentat atât de frumos discursul privind acest subiect. Vă mulțumim! Următorul referent oficial este domnul Vlad Codrean, doctor în geologie, profesor Universitatea Babeș-Bolyai. Este domnul Codrean, ne auziți? Domnul da, Codrean. Vă rog, nu știu în ce măsură mă auziți dumneavoastră pe mine. Da, da, vă auzim. Vă oferim cuvântul e domnul Codrean. Dacă ne auzim, pentru da, că mărturisesc că eu am auzit așa cu unele sincope ceea ce s-a discutat. În bună parte am înțeles ceea ce s-a comunicat de către referenți. Nu voi fi excesiv de lung în abordarea mea, deoarece la 3:30 trebuie să fiu în altă reuniune, în altă parte. Încep prin a vă mulțumim că am fost numit referent. Regret că nu am reușit să fac deplasarea la Chișinău, însă dacă poziționarea temporală a acestui susținere o știam așa la modul grosier, o conturare mai clară a timpului de susținere a venit relativ târziu, astfel încât agenda era deja configurată cu alte acțiuni. Totodată mă bucură pe mine personal să văd în sală colegi paleontologi și îi salut cu această ocazie pe cei de la Institutul Geologic Igor Pare și pe Teodor Obadă, pe care sigur îi cunosc de multă vreme. După atâtea
după atâtea puncte a meritelor tezei, mie sarcina de a interveni devine destul de dificilă de a mai adăuga ceva aici, pentru că, în bună parte, nu-mi rămâne decât să subscriu la bunele percepții pe care referenții le-au conturat până acum. Importanța cervitelor o cunoaștem cu toții, cei care ne ocupăm de paleontologie. Și pot să spun că Roman este un excelent sistematician. Are o abordare minuțioasă, așa cum eu cunoaștem de altfel, și a reușit să aducă contribuții valoroase la sistematica cervidelor din area geografică studiată, care vedem bine, este destul de extinsă. Fără îndoială că a avut o muncă grea în față, aceea de a lucra în atâtea colecții. Știm că adeseori munca în colecții este destul de dificilă, începând de la accesul în anumite colecții și terminând cu repararea pieselor reprezentative. Dacă este să judecăm sub aspect istoric, colecțiile din această parte a Europei de-abia acum încep să își arate valoarea, pentru că Europa de Est și o parte din Europa Centrală a evoluat între două lumi puternice, cea estică, nu? În care școala rusă a avut un cuvânt greu de spus și cea vestică cu toate contribuțiile pe care le cunoaște. A venit relativ cursiv discuțiile paleontologice. Asta poate și din cauza evoluției istorice pe care spațiul ăsta geografic al nostru a cunoscut. Lucru valabil, desigur, și pentru Moldova. Aceste contribuții pe care Roman le aduce, este superflu să le mai dezbat eu aici odată în plus. Și de aceea îl felicit pentru partea de sistematică contribuții de dorință. Și nu numai, și biogeografic pe care le aduce. Timpul geologic, și m-aș opri puțin asupra de aspecte, pentru că sunt înainte este un deosebit de provocator între Miocenul superior și Pleistocen Holocen. De ce? Pentru că este un timp al schimbărilor climatice. Calm sub aspectul climei, însă dată cu Cenozoicul, iată, apar o serie de evenimente și dacă este să ne gândim, putem începe cu cele scurte, cu PATM-ul de la sfârșitul Paleocenului, continuând apoi cu Grand Coupure, la limita dintre Ocen-Oligocen, cu Mid-Miocene Optimum în Paleocenul inferior, iar apoi, când ajungem la nivelul, Miocenului superior, știm, orice geolog care a consultat curba paleoclimatică, este o vreme a dezechilibrelor climatice, a căror cauzalitate, trebuie să mărturisim, nu este nici astăzi pe deplin lămurită, care duc în final la crizele și alternanțele rece-cald din Pleistocen, adică ceea ce cunoaștem drept glaciațiunea cuaternară cu glaciarele pe care acestea le impun. Cunoașterea cervideilor, să știți că este, în definitiv, o parte a cunoașterii, pentru că ele trebuie bine inserate în asociațiile
de scop pentru fiecare localitate diferă în parte. Și mai mult decât atât, sunt o serie de date, cum ar fi cele tafologice, care trebuie să fie să completeze și să scrie. Și care sunt cunoașterea ca teren. Călăciu, dragă, la dumneavoastră, pentru că am un fond sonor. Termin, nu fiți îngrijorați, nu mai exprim mai mult decât este necesar. Așadar, pentru a concluziona și pentru a nu mai lungi lucrurile, am încheiat arătând că lucrarea lui Roman este o lucrare cu o deosebită valoare științifică și să știți că această valoare științifică este demonstrată și de publicațiile domniei sale, singur sau în coautorate. Șansa face că mă număr în țara asta mea, în Consiliul General NAT, cel care evaluează doctorate aplicate omopă, pot să vă spun că am avut posibilitatea să parcurg o serie de teze, o serie de curicule. Ce-au revocat este, dacă doriți, impecabilă sunt aceste aspecte și ar onora oricare instituție din România, oricând, oriunde, și nu numai din România, și din Europa, sunt convins. Pentru că, bun, dacă este să judecăm acces la militări și așa mai multe la noi, lucrări sunt deosebite consistite a eufemismului. Domnul profesor, vă auzim foarte rău. Ați dispărut. Okay. Nu vă auzim. Nu vă mai auziți. Probabil a intervenit cenzura. Aici vă auzim. Cu cenzura vă auzim. Bun. Păi, stimați tovarăși care obstrucționați sonorul, v-am doar să mai spun că autorul merită cu prisosință titlul științific de doctor habilitat în științe biologice la specialitatea zoologie și recomand cu sinceră convingere acordarea acestui titlu. Vă mulțumesc pentru răbdarea de a mă fi ascultat și îl felicit o dată în plus pe Roman pentru munca lui de până acum, care sunt convins că va fi de aceeași calitate și în viitor. Vă mulțumim foarte mult și vă mulțumim că ați acceptat să fiți referent la această teză. V-am căutat foarte mult, practic sunteți unica persoană, cred că, din tot teritoriul european, care Roma Croitor nu are publicații comune. Este un subiect foarte sensibil, pentru și la noi este obligatoriu ca referentul să mai aibă lucrări comune cu pretendentul la titlul științific. Vă mulțumim! Trece loc și îi ofer cuvântul domnului doctor Croitor ca să îi mulțumească, dacă nu au avut obiecții tuturor referenților. De la început, până la sfârșit. Și președintele.
Și președintele. Și președintele, da, mulțumesc, da. Tot un lucru titanic care observă. Poate să nu președintele. Da. Și eu înțeleg de toate eforturile care, care referența au depus pentru a, a da părerea lor despre teza mea. Deci eu mulțumesc foarte mult, sincer, și îi apreciez acest gest de susținere. Faptul, gest de susținere. Putem? Susținere. De susținere, da, un gest de susținere. De fapt, și mulțumesc și pentru susținere, nu numai comandare, parcursul activității mele, pentru că când i-am avut oarecare întrebare, trebuiam să mă, să mă duc la, la muzeul antic, să văd, să văd materiale de certic antic și rugămintea mea a fost acceptată de domnul Murariu imediat și i-am avut tot accesul la material. De asemenea, a fost când am avut oarecare întrebări la, la domnul Codrea, aveam răspunsul foarte repede. Deci sunt persoane care mereu am avut un suport și moral și, și științific de partea lor. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Și acum... Stimați colegi, eu cred că în sală sunt persoane care au lucrat împreună cu domnul Roman, care cunosc cum s-a lucrat la această teză, cum s-a lucrat în câmp. Dacă cineva din colegi cu care am venit domnul și-a făcut cercetări, pot să-și expun părerea. Nu doresc nimeni din paleozologi, îmi dorește. Bine, atunci îi propun domnului Nicoar să expună asupra tezei ca membru al Consiliului Științific. Așa, în primul rând, eu trebuie să spun că și, tot într-o măsură oarecare, poate nu așa de plină ca referință oficială, dar sunt destul de bine cunoscut cu teza, cu problematica expusă și, într-adevăr, am primit plăcere de rezultatele expuse. Importanța tezei o demonstrează și aspectul acela fiind deosebită valoare, cum și pentru geologie, și anume ramuri paleontologice, cărți paleozoologice, cum sunt și pentru biologi, așa și pentru arheologi, ceea ce demonstrează că este un studiu multidisciplinar și confirmat prin referințe oficiale care sunt de la toate trei ramurile științifice. Teza aduce dezvăluiri și clarități în dezvoltarea unei familii foarte importante și din punct de vedere evoluției scoarței terestre a teritoriului, să spunem, extins Eurasiei, căci aceste grupe de animale migrau pe teritorii foarte vaste și într-un timp foarte scurt, ceea ce ne dă materiale suplimentare, confirmăm subdiviziunile litostratigrafice, deosebit cele din Pleistocen, ceea ce precizează și hărțile geologice și un pic poate schimba și unele scheme stratigrafice, deosebit pentru Quaternar. Deci acolo tot au fost multiple discuții. Am observat și în expunere, dar este, mă rog, înțelegeți, domnul Roman, limba română este nu pe primul loc, dar de fiecare dată tot mai bine se exprimă și în limba română. Dar au mai fost și în autoreferat folosiți unii termeni nu prea reușite. Ei, deja la noi am intrat în obișnuință, dar multe seamănă calchiere, dar asta nici într-un caz nu diminuează valoarea lucrării. Cum au menționat
fapt și referință oficială și acei specialiști de valoare care s-au expus în analizele, teza merită a fi apreciată de cea mai înaltă valoare și eu am în plan să susțin în procesul de votare. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Ca președinte a acestui Consiliu, vreau să spun și eu câteva cuvinte despre această teză a unui autor. Și, în special, vreau să menționez faptul că foarte bine a fost structurată de data aceasta prezentarea și ați văzut că sunt foarte multe articole publicate în cele mai prestigioase reviste cu factori de impact în domeniul de paleozoologie din lumea întreagă. Ca persoană care am descris câteva specii noi pentru știință, vreau să vă spun că este un lucru extrem de megalos, un lucru extrem de complex, fiindcă descrierea unei specii noi pentru științe, pentru mine, ca specialist în nevertebrate, eu măcar văd animalul pe care am de gând să-l descriu și văd că caracteristicile lui, îl compar cu alte specii care sunt din același gen. În cazul roman este cu mult mai complicat, fiindcă găsind un mic osișor dentar sau de la corn, să-ți închipui cum arată animalul acela integral, să-l restitui cumva, să primești imagine, să poți să spui care ar fi masa lui corporală, cam cu ce s-ar hrăni animalul dat, cam prin ce perioade și cum a migrat. Este un lucru migălos și această teză este într-așa mod structurată și așa de bine gândită, numai datorită faptului că Romana a avut oportunitatea să meargă la cele mai prestigioase muzee din Europa, să aibă acces la foarte multe rămășițe fosile care i-au permis lui practic să evolueze împreună cu aceste cervide pe toată perioada studiului pe care l-a efectuat și perioada aceea în care ele au trăit. Sigur că lucrul pe care l-a efectuat Roman, speciile noi descrise, monografia lui care are deja mai mult de 40 ceva citeri, vorbesc despre faptul că domnul doctor Croitor este deja un savant cultorii, nu numai pe teritoriul Republicii Moldova, dar și în afara Republicii Moldova. Noi, ca țară mică, clar că dacă el lucra numai cu o seminte din Republica Moldova, nu putea să-și permite să facă autism de asemenea anvergură, dar faptul că el a mers și a lucrat cu colecții și a fost din start primit de colegii noștri de peste hotare, a fost apreciat ca persoană care lucrează corect și foarte megalos, i-a permis să facă această teză care eu cred că o să fie pentru noi ca un reper pentru toate tezele care o să urmeze după Roman Croitor. Doar vreau să-l felicit, să le doresc și colegilor de la Paleo, care ani de zile tot promit ca să susțină teza, să ajungă și ei la acest moment fericit în viața lor. Să mulțumim, sigur, că consultantului care a lucrat cu competitorul. Și să dorim și nouă să atingem aceste nivele atât de înalte pe care le-a atins Roman în cercetarea lui el. Mulțumesc! Și permit și doamnei secretar al ședinței să vorbească și doamne. Eu îl cunosc pe Roman de la facultate. Am făcut facultatea împreună, eu în grupa română, din ea în grupa rusă. La specializare am fost împreună și da, m-a impresionat că atunci că Roman știa sigur ce vreau. Zis că eu să mă ocup de fauna fosilă. Și așa și-a fost. Așa și este. Am venit la Academie, a fost atunci. Eu încă eram în Institutul Zoologie la Academie, am vizitat muzeele și Roman a rămas aici să lucreze și pe parcurs și-a luat ca obiect de studiu cerbii. Ceea ce a fost foarte inspirat, pentru că e o temă relativ grea de studiat și ceea ce e greu de studiat de obicei lumea evită. Este un specialist migălos, după cum s-a spus, dar pe cât de migălos este, pe atât de distrat în viața socială, un pic e dificil de coordonat unele activități cu Roman, dar până la urmă am scos-o în capăt. În calitate de secretar științific, am avut de-a face cu unele chestii care, da, sunt neplăcute, dar trebuie făcute. Și pregătite dosare și duse la bun sfârșit. S-a menționat de mai multe ori și referenții au menționat că
lucrarea este, teza este o lucrare finisată, așa și mai departe. Da, teza poate este finisată, dar lucrul roman nu este finisat. Chiar după cum a spus și doctorul Croitor, mai sunt multe de aflat, de făcut, chiar și aici, în muzeul nostru al complexelor fosile din Moldova. Chiar vineri am trecut pe la muzeu și domnul Croitor avea în mână un corp pe care îl măsura și scria nu știu ce. Zic, ce faci, domnule? Ai făcut prezentare pentru teză. Ce bucă? Adică, până în ultim moment, domnul Croitor este pasionat și lucrează și eu sunt sigură că vom mai găsi încă multe lucruri interesante, nu numai în Europa, dar chiar și aici, la noi. Pentru că, cum a spus și domnul Codrea, colecțiile din fosta sferă de influență socialistă, ca să zic așa. Și de fapt așa era și moda. Se colecta foarte mult, dar puține piese au fost studiate până la capăt. Și eu cred că încă multe chestii noi vom descoperi, chiar și în Republica noastră. Roman, la mai mult și la mai mare, noi te susținem în toate, suntem roși tălieni ca colegi. Stimați colegi, am avut la momentul terminat. Am rog doamna Mistreanu nu să citească integral tot proiectul de hotărâre, dar cele mai importante lucruri din proiect și concluzia. Da, am elaborat un proiect al hotărârii. Hotărârea Consiliului Specializat de H165-02-23-2 din cadrul Institutului de Urologie USM cu privire la finalizarea tezei de doctor cercetat a domnului doctor Roman Croitor, în vederea obținerii gradului științific de doctor habilitat în biologie la specialitatea 1502 zoologie. Prezenta hotărâre este alcătuită în baza raportului prezentat de către competitor, avizelor pozitive ale referenților oficiale, avizelor pozitive ale membrilor, aprecierilor pozitive ale membrilor Consiliului Științific Specializat, precum și avizelor survenite din străinătate. Teza domnului doctor Croitor abordează o problemă științifică importantă, și anume revizia taxonomică și sistematică, filogenie, evoluția și paleogeografia cercurilor fosili pe parcursul perioadei geologice din Neocenul Târziu până în Pleistocen, până în Pleistocenul Târziu din zona Palearctică de Vest. În hotărâre se menționează obiectivele trasate, scopul și principalele rezultate științifice obținute, care constau că a fost propus un nou model sistematic filogenetic pentru cervitele de tip modern din Eurasia, sub familiile cervine și capreoline. Studiul sistematic s-a bazat pe analiza morfologiei coarnelor și a dezvoltat relațiile filogenetice între forme occidentale și forme endemice insulare. Pe baza rezultatelor studiilor au fost descrise specii noi pentru știință, și anume un specii și subspecii și un gen nou pentru știință. Din diferite zone, două genuri și trei specii. Așa, din Pleistocenul Târziu al Franței, din Pleistocenul Timpuriu al României, din Pleistocenul Timpuriu al Greciei, Pleistocenul Ucrainei, Moldovei și României și tot așa. Vă să zic că se menționează noutatea științifică a tezei, se evidențiază semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Și în concluzie, Consiliul Științific Specializat menționează că teza de doctor habilitată a domnului Roman Croitor, cerbii din Miocenul Târziu, Pleistocenul Palearcticului de Vest, sistematică, filogenie și evoluție, specialitatea 165-02 zoologie, consultant științific Ionto Deraș, academician, doctor habilitat, profesor universitar, și Jean-Philippe Brugal, doctor director de cercetare, este o lucrare științifică finalizată care prezintă un studiu important în plan fundamental și aplicativ cu semnificație culturală. Excepțional. Prin conținutul științific, abordarea multilaterală, originalitatea rezultatelor și volumul apreciat de date analizate și interpretate, teza de doctor habilitat corespunde prevederilor regulamentului ANACEP înaintate față de tezele de doctor habilitat, iar autorul merită conferirea gradului științific de doctor habilitat în științe biologice. Consiliul Științific Specializat a decis 1. A conferit domnului doctor Croitor Roman gradul științific de doctor habilitat în științe biologice la specialitatea 165-02 zoologie și a
solicita ANACEC să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat. Mulțumim mult! Am ajuns la momentul când membrii comisiei trebuie să iasă în sală să voteze, după care o să revenim și o să vă anunțăm rezultatul. Da, da! Spate de inclus, da? Da. Acum spate de inclus. Da, inclus. Da. Da. Stimați colegi, conform deciziei luate în urma votului, toți cinci membri au Consiliului Științific Specializat DH165-02-23-2 din cadrul Institutului de Zoologie USM s-au pronunțat pro. În așa mod îl felicităm. De asemenea, eu chiar cuvântul domnului proiector pentru ultimul cuvânt de calitate de doctor. Încă da, doctor. Până la confirmare. Apoi, eu mulțumesc că doamna Clivician Tudelaș, primul meu profesor în zoologie, de la, da. Da, de la anul 1, da. care a fost, am avut primele lecții în zoologie, la universitate, cu doamna Clivician, și eu, până acum, eu mă simt ca studentul domnului Acrivișan. Și vreau să mulțumesc de asemenea Jean-Philippe Rugal, pentru că el aici je te remercie, parce que tu es là, et parce que toutes les données que je connectais, la plupart des données que je connectais en Europe, c'est grâce à toi, grâce à les projets qu'on a fait ensemble, et grâce à mes stages en France, plusieurs mois, j'avais la possibilité de voir du matériel de Paris, de Lyon, d'Aix-en-Provence, tout ça, de Lupuy aussi. Donc, une énorme masse de données que j'ai collectées en France, et c'était une base essentielle pour ma thèse, en fait. Ça, il faut le connaître. Donc, je te remercie beaucoup pour la possibilité de faire cette étude et de ton support permanent. Merci beaucoup, Jean-Philippe, et pour ta présence ici aussi, parce que ça m'a fait grand plaisir. Eu vreau să mulțumesc colegii mei de laborator care m-au ajutat și m-au chiar împins de urmă, pentru că eu deja nu mai puteam. Așa, nu mai puteam. Și de urmă m-am împing. Și eu mă dă... Nu, grația asta... Spune că nu te împotriveai. Da. Nu. Eu vreau. Teoretic vreau, fizic. Fizic nu puteam, nu mai puteam fizic. Deci un elan de urmă m-a ajutat foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru că am venit, împreună, am venit la sfârșit. Și timp de câți ani, 8 ani, teza asta. Da. Cu barbă de acolo. Nu, dar în paleozoologie trebuie să fie alte unități de timp acolo. Și cu toate nivoile, și cu asta ce a fost, pandemia, și cu războiurile, și cu toate este. Deci, am trecut prin toate. Și am ajuns până aici. Eu mulțumesc foarte mult pe domnul Bărgăciu, care m-a dat un suport, o mână de suport și la cine unde i-am lucrat. Pentru un colectiv foarte frumos de arheologi. Eu am avut pe
posibilitatea să lucrez într-un climă confortabil și am făcut cercetări de interdisciplinare. Am avut o foarte bună experiență să fac cercetări interdisciplinare și asta mi-a permis să fac să întind cercetările mele spre paleobiogeografie și paleobiogeografie umană, pentru că eu deja lucram mult cu resturile de activitate umane, de oameni preistorici. Deci, toate acestea au contribuit la alte la alt nivel de... Înțelegere la alt nivel, la... Da. Cu paleoantropologie, asta a deschis porțile spre paleoantropologi americani. Deci, eu vă mulțumesc colegii din arheologi și, în special, domnul dr. Gergaciov, pentru că mi-ați ținut cu mâinile voastre în domeniul academic. Și eu am supraviețuit grație suportului vostru. Noi, spre regret, noi șefa noastră de laborator, Alina Larion. Alina, mulțumesc foarte mult! Cu multă dragă! Ce emoții! Emoțiile după. Închidem ședința, așa ne emoții. Da. Nu, eu știu că era greu pentru mine, un fizic. Beata Alina are cu mine numai nervi. Numai nervi. Și... Unica doamnă care te-a făcut să lăcrimiezi. Da. Noi știm. Noi cunoaștem. Noi cunoaștem. Și eu cunosc. Important, cred că nu știu. Asta este cel mai prețios. Și... Deci îmi pare bine că, iată, și colegii mei din peste portare care mă suportau, o suportau și... care m-a susținut, că ori m-am susținut, să ne la loc cu... Fiecare dată care când publicam un articol în revistă, eu primeam recenzii. Recenziile este pentru mine au fost foarte valoroase, pentru că au fost constructive și mă ajutau să avansez, să înțeleg ce e corect, ce nu e corect, să ameliorez metodologia mea și așa mai departe. Deci, eu singur, așa, aș fi singur, așa, izolat, n-aș putea să fac tot ce am făcut. Bineînțeles, omul este un animal social. O ființă. O ființă socială. Și toate avansările care le face, numai în cadrul societății și în cadrul relației cu colegi, relații cu prieteni, relație cu toată lumea care e aici. De atâta și chiar și la bibliotecă, când mai mă duc la institutul la noi, la bibliotecă, bibliotecar, găsărți găsători și ce eu avem nevoie. Tot a contribuit la ceea ce am făcut. Este o mulțime de lume care au contribuit la că această teză să fie făcută. De aceea și e bună teza. Da. Mulțumesc și că Alina pentru că avea o funcție de menține calitate de ceea ce am făcut, de teza mea și ceea ce am făcut. Asta a fost foarte important pentru mine, pentru a face o teză de un nivel internațional. Calitatea în această idee, mi-a să urmă, dar calitatea asta foarte important. Fără calitatea în idee, nu valorează nimic. Deci eu mulțumesc bine în parte pentru asta. Și
Victoria, te mulțumesc foarte mult, ne-am chinuit puțin. Îți mulțumesc foarte mult că am avut mereu relații prietenoase de la universitate. Am fost prieteni foarte buni și așa și am rămas până acum. Și mulțumesc toți. Este mereu foarte important să ai cineva, să ai prieteni, simpli, între colegi. Asta e foarte important. Da. Deci, eu sper că n-am uitat pe nimeni. N-am uitat. Mulțumesc pe Tudor, pentru că el cunoaște foarte bine colegii. Și mereu el vine la mine cu, vinea la mine, spre mine cu o piesă care îi spune, nu știu, ceva îi place, nu uite ce e asta. Și arăta ca să de mine. Și pentru că eu nu știu unde ce să află și când văd una, eu spune, știi, asta poate fi, asta, gata, asta, nu știu. Trebuie să vedem, trebuie să facem. Mai multe lucruri. Da. Eu sunt mai vreți și studia piesele. Iată și... Bine, cu acordul domnului doctor curător, care încă să le mulțumească după ședința aceasta tuturor celor care au contribuit la teză, declar...